Prieteni, astăzi avem o ediție specială. Vorbim despre vinurile de la Castel Mimi. Am selectat special 5 vinuri din soiuri autohtone și astăzi vom încerca să descoasem și să descoperim fiecare vin în parte. Un vin bun se transformă în 5 vinuri bune, din soiuri diferite, cu o semnificație aparte și mai târziu vorbim despre ele. În orice degustare este o careva regulă și atunci când avem mai multe vinuri, de regulă începem să degustăm de la vinurile albe, apoi roze, apoi roșii. Deci la fel începem și astăzi. Începem cu un vin alb. Un vin alb care are o denumire destul de interesantă, Sânzenele se numește și are inclusiv un simbol. Cred că despre fiecare simbol amatorii de vinuri vor găsi mai multe informații. Fiecare etichetă are un simbol care înseamnă ceva, dar eu aș vrea să atrag atenție la acest amestec de soiuri care este aici. Fetească regală, fetească albă și viorica. Deci trei soiuri autohtone, albe, asociate împreună. 12,5% alcool, un vin ușor, un vin de vară. Este o culoare cristalină, limpede, strălucitoare. În aromă avem un amalgam de fructe, deci o aromă foarte fructată, persistă fructele albe, para, caise, măr, ușor. Deslușim foarte bine și aromele de viorică. Apropo, aromele de viorică nu sunt foarte săpătoare, ceea ce, iarăși, bucură. Iar în gust este ușor, leger. Vinul are o aciditate foarte bună. Iarăși, eu l-aș recomanda să fie servit ca un aperitiv. Eu l-aș recomanda ca acest vin să asocieze la fel niște mâncări mai ușoare. Vinul este mediu sau nu este atât de intens fructat, are o aromă foarte prietenoasă de fructe și flori, iar în gust nu este foarte acid, este foarte ușor, leger, se asociază foarte bine cu niște mâncăruri mai ușoare. Deci ar putea fi peștele, dar nu un pește la grătar, dar un pește copt, deci ceva mai ușor, un pește de textură mai ușoară. Deci acest vin s-ar asocia perfect. De ce nu? Salate, la fel ar putea merge cu acest vin. Da, o recomandare, deci pentru a primi plăcere de la vinul pe care îl consumați, este nevoie să respectați anumite temperaturi de servire. În cazul nostru, acest vin l-aș recomanda să-l serviți maximul la 8 grade Celsius. Următorul vin este un roze. Apropo, roze care vedem pe etichetă că este indicat rară neagră. Rară neagră, un soi local, un soi autohton, un soi care se bucură de o popularitate foarte mare. Anul roadei este anul 2022 și un roze care la fel este un vin foarte ușor, deci avem 12% alcool. Soiul rară neagră este un soi 100% autohton, face parte din aceste 4 soiuri străvechi, cele mai vechi din Republica Moldova, alături de fetească neagră, fetească albă și fetească regală. În genere este foarte greu să obții o rară neagră, un vin roșu foarte corpulent, da, din acest soi, din cauza că rară neagră este un soi cu o peliță mult mai fină, mult mai ușoară, dar iată, uitați-vă, Castel Mimi a făcut un roze pe bază de rară neagră, chiar sunt curios să văd cum este la gust, ce aromă are. Prima, aș spune că iese în evidență pentru o culoare așa mai interesantă de un roze. Haideți să-i spunem așa, mai închis puțin la culoare. Limpede, cristalin, strălucitor, deci este o culoare, cum v-am spus înainte, foarte bună, foarte frumoasă, da?
În aromă îi simțim foarte bine fructele galbene supracoapte. Îi simțim iarăși o notă de fructe exotice, mango, maracuia, puțin pomelo, dar eu la fel îi simt foarte bine fructele roșii. Da? Suntem la nivel de zmeură, căpșună. Un gust la fel ușor, leger. Dacă am face o comparație dintre vinul alb și vinul roze pentru mine este un vin mult mai gastronomic. De ce? Din cauza că este foarte bine rotunjit, foarte echilibrat și dacă primul alb era un vin de aperitiv, avea o aciditate mai înaltă și era recomandat ca să începem anume degustarea sau iarăși cina cu el, din cauza că această aciditate ne va face să ne trezească pofta de mâncare, pentru vinul roze, acest vin s-ar asocia iarăși foarte bine deja cu mâncăruri puțin mai complexe. Vorbim de o salată de pui, vorbim de pui, vorbim de o salată pe bază de fructe de mare. Deci un roze foarte, foarte interesant, ușor, leger și iarăși foarte prietenos. Următorul vin este un vin roșu rară neagră. Vă dați seama, rară neagră, deci soiul autohton. Apropo, eticheta are un simbol deosebit, 14% alcool, anul 2020, este maturat în butoi de stejar francez. Da? Este un vin dintr-un soi local, așa cum am spus, rară neagră. Ce îmi place în acest vin este maturarea într-un baric francez, și anume baricurile franceze desor îi dau niște nuanțe mult mai complexe pentru un vin roșu. Este o culoare roșie, cu nuanțe închise, dar oricum are niște reflexii mai străvizii. Observăm că iarăși la acest vin, aceste piciorușe sau aceste lacrimi care curg pe peretele paharului, ceea ce ne denotă faptul de un procent mai înalt de alcool. În aromă simțim aromele de violete, flori. Pentru mine este vișina neagră supracoaptă și o nuanță de prună uscată. Gust este plin. Apropo, felicitări, rară neagră este un soi, cum am spus, care are o pieliță foarte, foarte fină. Și din soiul rară neagră este destul de greu să faci niște vinuri foarte complexe, roșii. De regulă, rară neagră l-am putea asocia cu un soi internațional gen Pinot Noir, din cauza că, de regulă, Pinot Noir-urile sunt vinuri mai ușoare. În cazul nostru, producătorul a făcut așa un vin care are o textură și un corp cât de cât mediu, bun și destul de interesant. Aș asocia acest vin cu niște mâncăruri pe bază de carne, dar nu o carne foarte grasă sau foarte complexă. Ar merge foarte bine un miel înăbușit și un steak foarte bun de vițel cu o textură moale. Gust plin, leger, ușor, echilibrat, o plăcere. Ar trebui decantat vinul roșu sau nu? În primul rând trebuie să știți că nu pentru fiecare vin este recomandată o decantare. Decantarea sau acea separarea de depuneri din vin cu de vin este procesul care se face de regulă pentru vinurile care au sediment. Și acest lucru ar putea fi întâlnit la vinurile foarte vechi sau vechi, cât și la vinurile, haideți să spunem, de 2-3 ani, care nu sunt atât de tare tratate și au iarăși un regim de producere, să-i spunem așa, mai nu atât de tehnic. Și atunci, ca să nu aveți aceste sedimente în pahar, se recomandă de a fi decantat. Aerarea vinului, deci îmbogățirea vinului cu oxigenul, puteți face cu ajutorul mai multor ustensile, deci puteți face cu acest aerator care se pune inclusiv pe vârful sticlei, deci este o îmbogățire cu oxigen sau puteți folosi pahare mai mari
ca vinul să se deschidă. Deci odată cu contactul cu aerul, vinul începe să aibă mai multe arome, să fie mai complex. Și acest proces, de regulă, este benefic pentru majoritatea vinurilor roșii, care încep să respire, încep să deschidă, încep să prezinte alte arome sau mai multe arome ca la început. Dar, totodată, nu uitați de moment că viața unui astfel de vin este destul de scurtă și dumneavoastră pierdeți din evoluția vinului. Deci, mult mai mult amatorii de vin le-ar place să descopere aceste arome treptat, da, în timp, decât să le aibă deja pregătite în pahar sau deja în acel aerator. Trecem la următorul vin. Următorul vin avem Feteasca Neagră. Feteasca Neagră este cu un an mai matură decât Rara Neagră, deci Rara Neagră era anul 2020, Feteasca Neagră este 2019. Și un an de maturitate contează foarte mult. De regulă începem de la vinurile tinere la vinurile mature. Și atunci când avem un vin mai tânăr, este benefic să-l consumăm primul, din cauza că un vin mai matur, de regulă, prezintă mult mai multe arome și mult mai multe gusturi decât un vin tânăr. 14% alcool, maturat în baric francez, Feteasca Neagră. Mulți din noi se mândresc cu acest soi. În aromă găsim aromele de fructe roșii, zmeură, coacăză, cireși amare, un gust plin, un gust echilibrat și un postgust foarte, foarte lung. Deci vinul rămâne foarte mult în gură, iar la nivel de asociație gastronomică l-aș recomanda foarte bine cu cotlet de berbecuț, cu mâncăruri din carne la cuptor. L-aș vedea acest vin dintr-un soi local cu o mâncare 100% locală, deci ar putea fi o mămăliguță cu brânză și cu o tocană pe bază de carne de porc. Asta este perfect pentru acest vin și eu cred că, de ce nu, toți s-ar bucura care ar descoperi inclusiv și gastronomia și asocierea gastronomică a acestui vin cu bucatele. Svăditele. În spatele acestui vin este un simbol. Deci acest simbol este un simbol des întâlnit în diferite broderii. Da? Și este o istorie foarte interesantă. Eu vă invit să o descoperiți. Două soiuri locale care ar putea concura sau pentru prevalența sau pentru numărul 1 de soiuri locale în Republica Moldova, iată, și-au unit eforturile și au creat un vin. Anul 2020, un vin care este maturat în baric francez 12 luni. 14% alcool la fel. Haideți să-l descoperim. Ocularea roșii cu nuanțe rubinii. În aromă avem un buchet, de fapt, avem o multitudine de arome, atât de fructe, cât și condimente, piper negru cu ișoare. Deci fructele roșii suntem la coacăză neagră, mure de pădure, prunele uscate. Nuanțele de baric, de lemn sunt foarte bine asimilate în acest vin.
Iar gustul este un gust plin, un gust bogat, cu tanini foarte catifilați, deci un vin care merită perfect toată atenția și este un baric, iar și gustul de maturare într-un butoi de lemn este foarte bine integrat în vin. Deci am putea spune că acest vin cu siguranță ne va bucura pentru o cină de gală, pentru o cină festivă. Vinul care s-ar răsucea foarte bine cu mâncăruri mai elegante. Deci în cazul nostru ar putea merge foarte bine un piept de rață înăbușit. De ce nu o friptură de iepure, o friptură de curcan. Deci aș vedea niște mâncăruri mai deosebite pentru acest vin, din cauza că vinul, iarăși, are nevoie de timp, că acest vin foarte bine s-ar deschide în niște pahare mai mari. Are un gust foarte catifilat și foarte plăcut, iar corpul acestui vin are nevoie de un partener sau o parteneră pentru a fi discutat, pentru a fi descoperit. Svăditele este un vin destul de interesant, vă recomand să-l încercați din cauza că este un simbios foarte bun dintre aceste două soiuri, fetească neagră și rara neagră. Aș vrea să vă urez ca să descoperiți mai mult soiurile autohtone, din cauza că soiurile autohtone prezintă un potențial foarte bun pentru vinificația din Republica Moldova. Soiurile din autohtone ar putea să ne promoveze peste hotar și ar putea să uimească pe cei care, iarăși, sunt interesanți sau curioși să descopere cultura noastră, țara noastră, iar de ce nu să folosiți aceste soiuri inclusiv pentru cadouri, pentru recepții și să vă mândriți cu ele din cauza că în spatele oricărui vin stă o muncă a unui om sau a unei echipe care cel puțin lucrează un an ca acest vin să fie în fața dumneavoastră. Iar în spatele soiurilor locale, la fel, stă o cultură milenară care ar putea vorbi despre sine, inclusiv despre aceste simboluri frumoase. Noroc și descoperiți vinuri bune!